Mamă, inima mă doare, lasă-mă la șezătoare, la 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 la. Mamă, inima mă doare, lasă-mă la șezătoare, la 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 la. Sâmbătă a avut loc cea de-a doua ediție a evenimentului numit Șezătoarea Seniorilor, realizat de această dată de comunitatea romano-catolică din parohia Sfânta Tereza a Pruncului Iisus, în colaborare cu alți credincioși din comunitățile din zonele limitrofe. Vechile meserii, mâncăruri și tradiții au fost expuse de gospodine și gospodari îmbrăcați cu toții în straie populare. Iată, astăzi și la un moment de ședere, pentru că asta este șezătoare, la un moment de ședere împreună, cu bucurie, cu un cântec, cu o voie bună, cu mâncăruri tradiționale, cu o snoavă, cu un banc, cu o cântare și, de ce nu, a fost și un dans. Și i-am felicitat pentru credincioși, pentru că au răspuns așa de frumos și generos la acest apel pe care l-am făcut. Gospodinele și-au etalat bunătățile tradiționale gătite în casă. V-am provocat la o șezătoare, sunt obicei care le știe toată lumea, știm, ne tragem de la țară, nu niciunul care, probabil mai sunt și de la oraș, dar totuși sunt tradiții frumoase, ne mândrim cu ele și suntem români, altceva ce să mai spunem. Bună ziua, dragi rămașcani! Suntem într-un moment unic în viața parohiei noastre, la o activitate seniorilor. În cinstea lor, am pregătit câteva bucate tradiționale. În familia mea se fac foarte des și la ocazii speciale plăcintele poale în brâu și vărzările. Acolo. Plăcinta cu varză. Plăcinta cu varză. Noi le mai spunem pe scurt vărzări. Bătrânii au povești de viață autentice, numai bune de transmis și altora. Și am avut curajul și am fost mulțumit că luam cu noi mămăligă sau pâine și sare și, și mâncam câte roșii care și-au mai fost. Bună roșie! Am învățat 7 clase, am fost premiantă și am crescut copii și am fost mulțumit de darul care mi l-a dat Dumnezeu și mulțumesc și în ziua de azi că am 82 de ani și am putut să vin până la el aici la sărbătoarea asta. Un material amplu cu tradiții străvechi, bucate alese, dansuri tradiționale și voie bună va fi difuzat de postul nostru de televiziune vineri, începând cu ora 20.